Salutare tuturor, eu sunt Eric și astăzi vă voi învăța cum să faci suflete pe Minecraft. Skywars, Hypixel. Dacă nu știți ce să alea suflete, vă arăt acum. Astea sunt sufletele. Cu sufletele astea, poți umpla aici. Poți merge aici, dai click, stai click de mai multe ori, să nu stai, nu-ți va merge, mă rog, așa, dai pe confirm și îți apare kituri. Tu, dacă ești începător la PvP sau nab la PvP și nu știi cum să faci suflete, și vrei să ai un kit ca lumea, eu te voi învăța. Prima dată dai pe Emerald, dai click dreapta și o să dai aici, pe portalul ăsta. No, bun. Aici îți apare 5 suflete care costă 600 de coins. Coinsurile fiind astea. Astea sunt coinsurile. Ăsta, de exemplu, dacă eu dau click pe ăsta, eu nu o să am 22, o să am 27. Dau click pe ăsta, nu o să am 22, o să am 32. Dacă dau pe ăsta, o să am 72. Dar ăsta costă 4500. Scump. Și ăsta costă 1000. Așa. Da. Cam atât a fost și vreau să vă anunț că aceste coinsuri le puteți face jucând un match sau prin kill-uri sau cel mai tare, mie mi se pare foarte fain, îți dă 400 de coins dacă faci o victorie. Mie mi se face foarte, mie mi se pare fain. Da, eu am multe kituri, pe solo am Armorsmith, ăla cu Anvil, de fapt am ăla cu Anvil, ecologistul și defaultul. Pe team am Knight, Hilfer, ăla cu Anvil. Și atâta. Bun, mi-a mai spus încă un prieten că el primește kituri în ăsta, fostiază, în ăsta, și nu știe cum să le deblocheze. Bun, deci, dai pe Emerald, de exemplu, eu am primit un kit pe solo. Dai click pe ăsta și aici o să-ți apară toate kiturile care le vei găsi acolo. Deci tot. De exemplu, am găsit ăsta. O să-ți apară aici common. Da. Dai click pe el și l-ai. Vezi? Și ți-l bagă. Dacă, de exemplu, tu ai găsit ăsta. Dai click pe el. Dacă ai găsit ăsta, dai click pe el și dai. Dacă ai pe... fac ce-am învățat. Mă rog, dacă ai pe Mega, dai pe Mega și îți apare aici toate. Da, cred că v-am fost de ajutor. Eu am fost Eric. Ne vedem data viitoare. Bye bye.